În primul rând, e greu de povestit Toma. Toma nu se poate povesti, Toma trebuie văzut și auzit. Pentru că modalitatea lui de expresie era foarte specifică. Îl țin minte, am scris și într-o carte despre el, despre faptul că își patina vocalele și din când în când apăsa pe o pedală numai de el știută, ca Beethoven dând din talgere să trezească din somn auditoriu. Apăsa pe niște cuvinte care deveneau foarte importante, deși nu erau. Era modalitatea lui de a fi, de a exprima un personaj. Toate, majoritatea personajelor erau grandilocvente. N-aveai cum să fii, să nu fii lângă el, pentru că nu te vedeai. Trebuia să faci ceva ca să, lângă masivitatea asta, să fii și tu. Era de o explozie, de o penetranță de imagine cum nu s-aștepta nimeni. Eu, de exemplu, mă speriam câteodată cum se putea transforma în asemenea măsură. Monseori servit. Oh, de câte ori nu ți-am spus, Vasilică taică? Monsieur. Monseori scriem, monseori zicem. Și umbli cu șoara vopsit. Iar ai tras din țigare. Dar de unde, Vasilică? Ce-ai nebunit? Eu și țigară. Dacă nu e, nu e. Ia mai încolo. Ce nu fi pus-o, Vasile, că azi dimineață... Să-ți iei rușine. Îl vezi? Te spun. Dar cum îți permiți, bă, pârlitule? Mama ta! Dar cu cine vorbești mai nedoroșitule, mai? Și ce cu căciula aia în casă, de ții căciula aia în casă? Dar și aia, asta e casă, aici stai balamuc. Din prijina curentului, monseul, că trage ca pișalău! Ieși-o, mară! Adună-ți toate boarfele! Te-am concediat, monseul, Vasile! Vasilică? Ce vrei? Te-ai supărat? Pișini, pima ta? Dar cine se poate supăra pima ta? Ma ta n-ai minte nici cât un pui de găină. Să fie rușine, magarule. În primul rând știu că am stat în Delta vreo lună de zile, unde am mâncat ciorbă de pește, pește prăjit, pește fiert, pește la cuptor, prăjitură de pește, sarmale de pește și pește cu pește. Și ne sculam dimineața, la 5-6, ne urcam în barcă, plecam pe Bac, undeva niște stufărișuri din lacuri necunoscute mie, și după ce filmam, ne întorceam seara la 6-7. Era o zi îngrozitoare. Nu aveam tot ce ne trebuie, uneori nici apă. Se întâmpla. În schimb, toată lumea își ținea nervii acasă. Pentru că era neașteptat de greu să stai 12 ore pe baltă, tot timpul în priză, pentru că la film ai pauze mari între aranjatul aparatelor, lumină, și dacă nu-ți ții firea, când ajungi să filmezi, ești cu nervii la pământ și nu mai ai starea. De aceea trebuie să te aperi. Și fiecare știe modalitatea lui de a-și apăra eul.
Noi ne-am așezat în pat, în timp ce operatorii își făceau treaba cu aparatele, cu luminile, și asta a durat cam o oră jumate, două. Noi n-am vorbit între noi și chiar încercam să ațipim, că asta era rostul. Și când s-a dat motor, noi eram în starea necesară, eram aproape adormiți. Și așa a curs toată șina de la un cap la altul, dintr-o dată. Fără pauze. Dintr-o dată. Ești obosit? Nu. Lasă că ai vâslit toată ziua. Nu, dar îți face bine. Vezi, asta nu înțelegeți voi, generația mai tânără. Fără mișcare, știi, fără sport, scleroza. Da. Să știi că sacul de dormit e cu puf. Mulțumesc, dar eu n-am... Lasă. Ești un băiat foarte bun, să știi. Povestește-mi ceva frumos. Pe care să vă spun, paia de la armată sau paia de la Cluj? Nu. Aia cu bicicleta galbenă. Era în septembrie 1956. Mă scol pe la 5:30. Nu știu ce aveam, că nu puteam dormi. Ies pe coridor și mă întâlnesc cu madame Izbășanu, care avea un băiat apicultor la Slobozia. Mai uitam, era în octombrie. Da. 18 octombrie. Vai, Corneluș, maică, să nu te urci în tramvaiul 4, că i-a schimbat traseul până săptămâna viitoare. Ai uitat că... Da. Luasem și pachetul pe care ea trebuia să-l duc nepoțelului meu, care avea o reion. Da. Asta este. Tocmai atunci, pe coridor, trece un câine. Câine la etajul 6? Cum? Cum vă spun, nici mie nu mi-a venit să cred. Ne uităm la el, el la noi, madame Izbășescu, zice: Cuțu, hai să-ți dau răptic, că e slab ca vai de lume. Câinele ca om se uită la mine cu ochii închiși, parcă ar vrea să-mi vorbească. Unde am greșit? Da, nu pot să-mi închipui. Nici nu pot să cred că a plecat. Nu pot să-mi închipui. Da, nu. Mereu l-am viu în minte. N-am cum să cred că a plecat.